Vă invit să deschidem Scriptura în Cartea Iosua. Anul acesta îl începem ca și Biserica Betel, stând în Cartea Iosua. Și am intitulat aceste câteva mesaje din Cartea Iosua, l-am intitulat Deep and Wide, în profunzime și extins. Și în aparență este vorba despre un popor din vechime care are multe mii de ani, care se pregătește să intre în țară. Dar dincolo de primul strat, observi altceva. Observi un mesaj către Biserica lui Hristos despre felul în care se cuceresc teritoriile spirituale. Și mă rog ca Dumnezeu să vorbească fiecare dintre noi în aceste săptămâni, în aceste luni, când ne apropiem de cuvântul Lui și Domnul Iisus să, nu doar să ne vorbească, ci ceva să se întâmple acolo în noi și să ne facă să ne ridicăm și să pășim în baza ceea ce Dumnezeu ne spune. Amin? Amin. Iosua, capitolul 1. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: robul meu Moise a murit, acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, așa cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la Marea cea Mare spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost și cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie, după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Și dacă mă cunoașteți deja, știți bine că de multe ori mă opresc în text și zic: acum ăsta trebuie să-l spunem cu toții. Și ăsta e versetul pe care aș vrea să-l rostim cu toții, da? E și afișat, îl aveți poate și în Biblie din fața voastră. Haideți să rostim împreună, Iosua 1:8. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Iosua a dat căpeteniilor oștirii poporului următoarea poruncă: treceți prin tabără și iată ce să porunciți poporului: pregătiți-vă merinde, căci peste 3 zile, spune cu voce tare, 3 zile, zice tare, 3 zile, peste 3 zile, peste 3 zile, veți trece Iordanul acesta ca să mergeți să cuceriți țara pe care vă dă în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru. Iosua a zis rubeniților, gadiților și jumătății din seminția lui Manase: aduceți-vă aminte ce v-a poruncit Moise robul Domnului când a zis: Domnul Dumnezeul vostru v-a dat odihnă și v-a dat țara aceasta. Nevestele voastre, pruncii voștri și vitele voastre să rămână în țara pe care v-a dat-o Moise dincoace de Iordan, dar voi, toți bărbații voinici, să treceți înarmați înaintea fraților voștri și să-i ajutați până ce Domnul va da odihnă fraților voștri ca și vouă și până ce vor fi și ei în stăpânirea țării pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru. Apoi să vă întoarceți să stăpâniți țara care este moșia voastră pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui.
Ei au răspuns lui Iosua și au zis, vom face tot ce ne-ai poruncit și ne vom duce oriunde ne vei trimite. Te vom asculta în totul cum am ascultat pe Moise, numai Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine, cum a fost cu Moise. Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncilor tale și care nu va asculta de tot ce vei porunci să fie pedepsit cu moartea, întărește numai, se îmbărbătează-te. Amin. Dau și binecuvintez numele tău, Tatăl nostru drag, Regele Universului, Stăpânul nostru. Îți mulțumesc frumos că în această zi putem să stăm împreună ca și biserică, ca și biserică răscumpărată prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că ai plătit prețul atât de mult, atât de greu, pentru ca prin sângele Tău noi să putem astăzi sta în picioare. Îți mulțumesc frumos că ai iertat păcatele noastre. Îți mulțumesc frumos că ai iertat nelegiuirile noastre. Și te rog frumos să continui să ne cercetești și să continui să ierți și să continui să vorbești fiecăruia dintre noi. Duhule Sfânt, stăm la început de drum. Și pentru că Tu ești Cel ce dai daruri Bisericii lui Iisus Hristos, pentru că Tu ești Cel ce funcționezi, Cel ce lucrezi, pentru că biserica nu poate să existe și să meargă înainte fără Tine și prezența Ta, te rog, Duhule Sfânt, să treci pe la fiecare dintre noi în această dimineață. Te rog frumos să vorbești după nevoia și înțelesul fiecăruia dintre noi. Te rog frumos să ne ridici și te rog frumos să ne împuternicești pentru tot ceea ce stă înaintea noastră. Te rog frumos să deschizi ușile. Te rog frumos să pregătești teritoriile. Pentru ca numele Tău, Domnul Iisus, să fie lăudat. Și dragostea Ta să locuiască în noi și numele Tău să fie binecuvântat în vecii vecilor. Amin. Ocupăm locurile. Când sezoanele vieții se schimbă, picioarele încep să tremure, pentru că nu știi ce urmează, pentru că nu ai control asupra noului sezon. Și ceva se întâmplă în ființa umană. Undeva în adâncul nostru ne dorim așa de mult să controlăm ceea ce urmează, să știm ceea ce va fi. Să-L vedem pe Dumnezeu că vine și așează o hartă înaintea noastră și ne spune, uite, te duci de aici, acolo, 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 acolo. Apoi să ne dea așa cum ne dă Waze-ul și Google Maps-ul și spune, ok, te duci acolo, faci dreapta, faci stânga, faci aia, faci cealaltă, faci cealaltă. Și tu să poți să-ți vezi tot parcursul înainte, să vezi pe unde te duci, pe unde trebuie să te întorci, unde trebuie să fii la dreapta, la stânga, unde sunt sensurile giratorii, ce trebuie să faci, cum se ajunge la capăt de drum. Numai că Dumnezeul nostru lucrează diferit, lucrează diferit. Îți dă punctul terminus, îți spune, uite, acolo trebuie să ajungi, dar apoi îți spune ceva interesant, îți spune, ochii la mine, inima ta să fie lipită de inima mea. Inimile noastre trebuie să fie lipite, ochii tăi trebuie să fie la mine, eu mă duc înainte și tu vii după mine. Unul dintre cele mai mari complimente pe care ți le poate face Duhul lui Dumnezeu este să-ți spună că tu ești la volanul mașinii, dar El conduce. E cel mai mare compliment pe care ți-l poate face. Pentru că e vorba și de încredere, de o încredere reciprocă interesantă. Și nouă ne displace asta teribil, absolut teribil. Mai ales când vezi volanul în față și ai pedalele acolo și tu ești la volan, imaginează-ți, știi, momentul ăla când conduci o mașină care e autonomă și se chinuie acum specialiștii pe AI să găsească soluțiile ca să poată introduce mașinile autonome peste absolut tot. Și în mașina autonomă poți să te așezi la volan și
îi dai direcția unde trebuie să meargă și ea se duce și volanul se învârte și frânează și accelerează și face tot ce trebuie să faci și tu rămâi și nu faci absolut nimic acolo. Și momentul este un moment foarte, foarte, foarte complicat, pentru că dacă te-ai obișnuit că tu conduci, dacă te-ai obișnuit că volanul tu trebuie să-l învârți, dacă ți-ai făcut un stil de a conduce și unii au un stil mai agresiv și frânează pe ultima sută de metri și alții sunt mai cu grijă și frânează cu un kilometru înainte, ca nu cumva să întâmple ceva, și îi stresează pe ea din spate, care nu înțelege de ce o frânat ăsta. Și observi că mașina asta autonomă are regulile ei și face cam ce vrea. Și câtă vreme ea face ce vrea, tu ești plin de stres și zici, ce faci? Te obișnui să frânezi cu un kilometru înainte și ea merge mai înainte și Doamne, ce faci? M-ai mântuit ca să faci tu ce vrei cu viața mea? N-ar fi mai bine să mă lași pe mine așa cum eram obișnuit să conduc și cum vreau eu? Și dacă vreau să mă duc la dreapta, mă duc la dreapta, dacă vreau la stânga, mă duc la stânga, dacă vreau să... De ce faci asta? Pentru că în momentul când te întâlnești cu Iisus Hristos, trebuie să primești de la El stilul de a conduce. Și stilul Lui, pentru că e universul Lui și pentru că tu ai fost creat după chipul și asemănarea Lui, dar pervertirea pe care păcatul a adus-o e că a dat toate sistemele noastre peste cap. Să știi că nu sistemul lui îi dat peste cap. Să știi că nu el greșește. Pentru că el este perfect. Să știi că noi nu suntem perfecți. Să știi că păcatul pe care l-ai lăsat să vină în viața ta, rănile care s-au așezat acolo și pe care nu le-ai tratat, nu le-ai dus la Hristos, conform Luca 4 și altor texte din Scriptură, ca El să vindece inima ta zdrobită și ai încercat tu să te duci mai departe în puterea pe care o ai, pe măsură ce lucrurile au evoluat, te-ai trezit că începi să-ți faci propriul tău mod de operare. Și acest modus operandi a ajuns să-ți definească viața și să crezi că ăsta e normal. După care te-ai întâlnit cu altcineva care are alte păcate și alte răni și ai început să vezi că are un alt mod de operare și ai început să te gândești, bă, și ăsta e pocăit, ai de mine și de mine, Doamne, cum ai, și pe ăsta l-ai pocăit, și ăsta e în biserică. Nu știu, cred că ai greșit, Doamne. Ăsta n-ar trebui să, uite ce crede, uite ce zice ăsta. Cred că pe mine eu sunt cel mai bun. Modul meu de operare e cel mai bun mod de operare. Ăsta, Doamne, nu știu, atâta că ești suveran și nu înțeleg eu ce faci, dar cred că ar trebui să dăm o bulă papală și să-l excludem, că ăsta nu face exact cum fac eu. Și încet, încet, încep să descoperi că aproape fiecare are un alt mod de operare. Dar când te întâlnești cu Iisus Hristos, Hristos spune, știi, e modul meu de operare. Și păcatele și rănile vieții tale te-au făcut să scrie sistemele tale, dar acum îți dau onoarea să rămâi la volan. Dar eu conduc. Dar eu conduc. Și când povestești cu cei care îi învață pe alții să conducă, ei zic un lucru interesant. Prima întrebare pe care ți-o pune instructorul la școala de șoferi, zice, ai mai condus? Te-ai mai băgat un pic la... Și dacă el zice, da, zice, am condus. În momentul ăla își pune mâna ca și zice, ai. Știți de ce? Pentru că toți știu același lucru, că cel mai complicat e să dezveți pe cineva de la ce a făcut ca să-l înveți cum trebuie. Și toată lumea preferă să aibă un student de la zero care nu știe nimic, pentru că ce nu ai nicio problemă, tu stai aici, avem vreo 30 de ore împreună și te învăț tot ce trebuie să știi și cum trebuie să știi. Și când ai plecat de sub mâna mea, vei face lucrurile așa cum trebuie. Dar dacă nu, îți trebuie ore în șir ca să-l dezvești. Zici, nu așa, dar cine te-a învățat? Păi, tata m-a învățat, mama m-a învățat. E așa de greu după ce te-ai învățat să funcționezi într-un anume fel, așa de greu să lași volanul din mână și să lași pe el să facă ce vrea. Poporul Israel, dragii mei, a ieșit din Egipt. Și când a ieșit din Egipt, dragii mei,
a ieșit ca o forță, au fost 2 milioane de oameni. Sunt câteva texte în Scriptură foarte interesante și unul dintre ele ne-l prezintă pe poporul Israel ca și un popor de care egiptenii au ajuns cumva să se teamă. Dar ei n-au putut să vadă lucrul acesta, că egiptenii se tem de ei, pentru că ei n-au văzut altceva decât puterea lui Faraon, armata lui Faraon, carele de luptă a lui Faraon, ostașii lui înarmați, împărăția hegemonă a vremii respective, țară după țară, imperiu după imperiu, cade sub puterea acestei împărății a Egiptului. Și ei, o mână de oameni, de multe ori, dragii mei, nu știi ce are Dumnezeu pentru tine și Dumnezeu spune cine ești, spune cum se poate folosi de tine, dar tu crezi că ești nimic, că tu nu poți să faci absolut nimic și ajungi să crezi minciunile celui rău, dar Dumnezeu are planuri, Dumnezeu are planuri și Dumnezeu spune că tu poți pentru că El e cu tine și spune că ceilalți se vor teme de tine pentru că El este cu tine. Și poporul acesta, dragii mei, s-a ridicat și a plecat de acolo. A fost scos cu forță mare, cu mână puternică, cu braț puternic din țara Egiptului și a plecat de acolo. Și în fața Mării Roșii, dragii mei, în fața Mării Roșii, din momentul acela Dumnezeu începe să învețe lecția: ia mâna de pe volan, eu conduc. Pentru că în fața Mării Roșii a dus Dumnezeu și a lăsat acel stâlp al prezenței lui Dumnezeu, care noaptea era foc ca să vadă și ziua era protecție de sub arșița soarelui. Și stâlpul acesta funcționa pe invers cu egiptenii ca să țină departe. Și evrei înaintau și înaintau și înaintau și au ajuns în fața Mării Roșii și în fața Mării Roșii. Știi ce e interesant cu Marea Roșie? Dacă te duci pe Google și dai să vezi cât ar fi din ceea ce era ținutul Gosen, o zonă mai din sud-estul, din sud-vestul Egiptului, și dai de pe Google să vezi cât durează drumul până undeva sus în Ierusalim, o să fii uimit cât de repede se poate face drumul ăsta pe jos. Și o să vezi că există drum care ocolește Marea Roșie. Nu v-ați întrebat de ce Dumnezeu i-a dus pe drumul care duce la Marea Roșie? Spune, de câte ori nu te-ai întrebat și nu ți-ai pus următoarea întrebare: Doamne, de ce ai îngăduit să ajung aici? Pentru că dacă ai deja un picuț de câțiva anișori cu Domnul, deja știi că El e la volan și El e la pedale. Și ai ajuns în fața Mării Roșii și tu te uiți și zici: Doamne, numai un pic, eu știu că n-am făcut eu multă teologie, dar știu precis că Tu ești în control și că puteai face să nu ajung aici. N-am harta totală, acum e ușor cu GPS-ul și cu Google Maps-ul, n-am Google Maps, dar știu precis că mai era un alt drum ca să nu ajung în fața Mării Roșii. Doamne, de ce m-ai dus aici? Când sezoanele vieții devin complexe, când ești blocat în fața Mării Roșii, să nu cumva să crezi că din întâmplare ai ajuns acolo. Să nu cumva să crezi. Dumnezeul care îți știe numărul firelor de păr din cap, și nici unul dintre ele nu pleacă de acolo fără ca El să știe, crezi că ai ajuns la întâmplare în fața Mării Roșii? Crezi că ai ajuns în fața blocajului și a disperării la întâmplare? Crezi că din cauza ta ai ajuns acolo? Crezi că Dumnezeul care coordonează astrele cerului, Dumnezeul care le cheamă pe toate pe nume, miliarde și miliarde și miliarde și miliarde și miliarde de stele, și una nu lipsește, ne spune Scriptura, crezi că ai ajuns din întâmplare în fața Mării Roșii? Nu, dragii mei. E intenționat, Dumnezeu le-a spus, ăsta e drumul pe care trebuie să mergeți. Și-au ajuns în blocaj, în fața Mării Roșii. Și în față, naturalul
și imposibilul și în spate diavolul, în spate faraon. Și în momentul acela, dragii mei, toate sistemele tale de protecție vin și spun: Doamne, dar cum ai găduit treaba aceasta? Și începe murmurarea, pentru că tu te-ai obișnuit să conduci tu și dintr-o dată cineva începe să facă altceva cu viața ta. Și zici: Doamne, nu-i cinstit, nu-i drept dacă mă lăsai pe mine măcar să conduc. N-am fi ajuns în situația asta. Dacă mă lăsai pe mine, cred că mă descurcam mai bine. Doamne, dacă nu erai tu, Doamne, făceam ocol pe lângă Marea Roșie. De ce m-ai adus în fața Mării Roșii? Aș vrea să știi că Dumnezeu vrea să-și proslăvească numele Lui prin viața ta. Aș vrea să știi că Dumnezeu vrea să-și înalțe și numele Lui să fie înălțat peste întregul pământ. Dar dacă întotdeauna te va duce pe lângă Marea Roșie, dacă întotdeauna te va duce pe lângă problemă, dacă întotdeauna te va duce pe lângă, vei ajunge să fii un om slab. Cu cât ai mai puține greutăți în viață, cu atât ești mai slab. Știți cum ajung ăia la sală foarte mușchiuloși? Știți cum ajung? Pe niciunul n-am auzit să spună: bă, mă duc la sală, beau o cafea, stau o poveste așa de vreo două ore, bârfim și povestim tot felul de chestii și după vreo două ore așa de povești, de cafele, zice, plec, dintr-o dată ce s-a pus pe mine vreo 500 grame de mușchi. Și zice, săptămână după săptămână, și zice, bă, după vreo 10 ani de povești, zice, uite ce mușchiulos sunt și zice, cum rup fiare. Își imaginează cineva un astfel de discurs când l-ai auzit pe vreunul din ăsta, un culturist din ăsta adevărat care a câștigat campionatul la mondial, când l-ai auzit spunând lucrurile astea, zice, bă, ăsta își bate joc de mine. Pentru că tu știi că un mușchi crede numai dacă este supus unei forțe, a unei greutăți, dacă trece printr-un stres teribil, abia atunci mușchiul începe să crească și îi se dă tot ceea ce trebuie, atunci abia începe să crească. Ca noi să putem să fim acei biruitori, ca noi să putem să fim acei oameni de încredere a lui Dumnezeu, ca noi să putem să fim acei viteji a lui Dumnezeu, ca noi să putem, noi avem nevoie de Marea Roșie. Acolo se vede cine ești și câtă încredere ai în Dumnezeu, abia în fața Mării Roșii. În fața Mării Roșii. Și poporul, dragii mei, care s-a trezit, deși a fost rob, știi ce e interesant? Că deși ești rob, faci ce vrei. Te bat ăia, te umilesc, fac ce vor cu tine, dar tu crezi că ai făcut ce ai vrut tu. Plângerile lor după Marea Roșie, știți care au fost? Ne lipsește ceapa și prazul și carnea din Egipt. Măi, ne-au bătut ăia, ne-au umilit, ne-au chinuit, dar măcar am avut ce să mâncăm. Măcar am controlat noi ce punem în farfurie. Am avut și noi controlul nostru, puțin cât a fost. Am putut să facem ce vrem noi totuși. Aici, aici nu mai putem să facem nimic. Ni s-a luat dreptul să conducem. Mașina a devenit autonomă. Și acolo, în fața Mării Roșii, dragii mei, începe primul examen al poporului. Se vede prezența și puterea lui Dumnezeu care desparte Marea Roșie și trece poporul și trec dincolo, dragii mei, și încep să cârtească și văd minunile lui Dumnezeu una după alta în timp ce ei cârtesc pentru că Dumnezeu le-a luat volanul din mână, pentru că Dumnezeu le-a dat dinai la pedalele de accelerație și de frână, pentru că n-au mai putut să facă absolut nimic cu mașina vieții lor. Dumnezeu a venit și a făcut ce a vrut cu mașina vieții lor și au început să murmure și să murmure, pentru că nu e așa când îți ia Dumnezeu jucăria din mână. Când îți ia Dumnezeu ceea ce ai crezut că poți să faci și cum poți să faci, începi să murmuri, începi să fii nemulțumit, începi să crezi că devine Dumnezeu, că devine soția, că devine soțul, că devine copiii, că devine teologia, că devine biserica, că devine pastorul, că devine comitetul, că devine oricine altcineva, decât să crezi că ai fi tu de vină. Și după zece momente teribile de nemulțumire și cârtire, Dumnezeu se uită la popor și spune: pentru că ați făcut ce ați făcut, voi nu veți mai intra în țară. Voi care ați văzut minunile mele, voi care ați văzut puterea mea, nu veți intra în țară. Foarte mulți credeți și sunteți în dimineața asta aici și credeți că dacă v-ați botezat într-o zi și v-ați și trecut data aia botezului pe Biblie, înseamnă că toate problemele vi s-au rezolvat. Aș vrea să spun că nu e chiar așa.
Vreau să știi că botezul tău s-ar putea să nu valoreze absolut nimic dacă tu întorci spatele la ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu viața ta. Aș vrea să știi că există un moment în care Dumnezeu, cât ești tu de botezat și de născut din nou, este un moment în care Dumnezeu poate să spună, știi ce, m-am săturat de cârtirile tale și de nemulțumirile tale. M-am săturat să tot bodogădești, m-am săturat. Și până aici. Și trage linia Dumnezeu. Sunt unii dragii mei care mor mai repede decât ar trebui să moară, fizic. Citiți în 2 Corinteni 11. Și unii cred că se moare numai din cauza faptului că te îmbolnăvești. Și unii uită că pot să fie decizii divine în baza a ceea ce ai ajuns să faci cu viața ta. Când te apropii de Dumnezeu, să știi că după ce ai ajuns la volan, știi, tare mulți zic, nu, mă, să te pocăiești, să te botezi, de acolo încolo, lasă, că nu mai... Mă, tu trebuie să știi că din momentul acela tu ai fost înfiat în familia lui Dumnezeu și aici e o altă familie cu alte reguli și trebuie să înveți regulile. Că în momentul când Dumnezeu e cel care conduce, el are regulile lui, chiar dacă îți place, chiar dacă nu îți place. Că Dumnezeu este suveran, că îți place, că nu îți place. Și trebuie să îmbrățișez această suveranitate a lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte, dragii mei, primul meu zbor cu avionul, l-am tot pomenit și nu o să uit, zburam din București înspre Tel Aviv. Și eram cu Sidonia, am împlinit 10 ani de la căsătorie și am zis, mergem să vizităm Israelul. Ne-am urcat în avion, m-am așezat în avion liniștit, mi-am pus centura și am început să simt că ceva nu-i regulă. Am început să respir un pic mai interesant și să se încălzească atmosfera brusc. Și a făcut avionul toate manevrele și s-a făcut tot ce trebuie să fie făcut și s-a pus pe pistă și când a tras de manșă sau nu știu ce, cum se conduce avionul și a început să accelereze avionul, am simțit că-i baie. Și scumpa mea soție, Sidonia, se uită la mine și zice, Adi, zice, verde erai. Verde. Ok. Mai sunt și oameni verzi, nicio problemă. Și când s-a desprins avionul și am simțit că toate sistemele mele de control se dau peste cap, că nu-i normal ce mi se întâmplă, că nu mai am niciun control și sus în zbor, mă gândesc ce vrea să fac scenariu, ce o să se întâmple și cum o să fie și nu vă puteți imagina ce a fost în mintea mea, că după ce am aterizat am simțit în sfârșit. Și a fost zbor după zbor, după zbor, până într-o zi în care m-am întâlnit cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și acolo s-a întâmplat ceva cu mine. Am predat volanul vieții mele lui. Și am ajuns să-mi facă plăcere să călătoresc cu avionul. Abia aștept. Abia aștept să fiu pe pistă și să văd cum zboară, cum se ridică în sos și să mă pot conecta cu Domnul și să nu mai aud nimic în jur. Și să mă pot ruga și să pot citi, să mă conectez și să mă conectez și mi-aș dori să fie și mai lung și mai lung. Și e drept că nu-ți place când drumul e plin de gropi, ăla prin aer și de o bucurie care a venit abia în urma momentului în care am predat volanul vieții mele singurului care poate să mă ducă la destinație. Au ajuns acolo, dragii mei, au cârtit până când Dumnezeu s-a săturat de propriul lui popor pe care l-a eliberat cu mână tare și braț puternic. Atât de mult au fost nemulțumit, atât de mult au fost, sau, Doamne, nici aia nu-i bună, nici aia nu-i bună, nici aia nu-i bună, nici aia nu-i bună. Au cârtit până când Dumnezeu s-a săturat. Dacă tu crezi că nemulțumirea și cârtirea nu-i păcat înaintea lui Dumnezeu, continuă să fii nemulțumit și să cârtești. Și să vezi ce se întâmplă. Dacă crezi că Dumnezeu nu se aude nemulțumirea și cârtirea, continuă să faci asta, să vezi ce se întâmplă. E un păcat pe care
trebuie să-l adresezi. E un păcat cu care trebuie să vii înaintea lui și să spui: Doamne, te rog frumos să mă ierți pentru a ta nemulțumire și pentru a ta cârtire. Te rog frumos să mă ierți. S-a încheiat istoria aceea. Dumnezeu a zis: nicio problemă, voi sunteți nemulțumitori, ridic pe alții. Și copiii voștri, care a spus că o să fie deja, ăștia o să fie copiii care o să stăpânească țara Canaanului și o să intre în promisiunea pe care am făcut-o lui Avram, Isaac și Iacov. Pentru că voi ați fost nemulțumitori și nemulțumitori și nemulțumitori și pentru că ați fost nemulțumitori, am încheiat cu voi și o să mă întorc spre copiii voștri și să duc pe ei. Și ajuns în fața Canaanului, dragii mei, un nou lider, Iosua, un nou popor, copii care s-au născut în pustie, copiii care s-au născut acolo în praful pustiei, urma să intre în țara promisă lui Avraam, Isaac și Iacov. Erau doi oameni doar care au trecut prin robia Egiptului, Iosua și Caleb. Dar oameni care au putut să-L vadă pe Dumnezeu în toate, au fost singurii care nu au fost afectați de nemulțumire. Dacă tu crezi că Dumnezeu e impresionat de numărul mare de nemulțumitori, citește încă o dată istoria poporului. Dumnezeu a zis: nicio problemă, numai voi doi, nicio problemă, cu voi mă duc mai departe, voi moriți în pustie. Și a luat Dumnezeu pe cei doi și a crescut cealaltă generație și au ajuns în fața momentului când trebuiau să treacă dincolo. Și au ajuns acolo și s-a făcut predarea ștafetei. Și când s-a făcut predarea ștafetei, Dumnezeu a venit la Iosua și a zis: Iosua, am treabă cu tine, am treabă. Și i-a simțit inima lui Iosua, pentru că e imposibil să nu-ți bată inima în momentul în care începi să vezi că volanul se învârte și tu n-ai niciun control. Când începi să vezi că mașina frânează și accelerează fără ca tu să poți să influențezi ceva. E imposibil să nu-ți tremure picioarele. Și o tremura picioarele lui Iosua. Și în timp ce îi tremurau picioarele, a venit Dumnezeu la el și a spus: Iosua, intri în țară, o să stăpâniți țara, dar bagă bine de seamă, doar ce vei călca cu talpa piciorului îți dau. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, așa cum am spus lui Moise. Aș vrea să știi că lucrul acesta este o definiție a lumii spirituale. De aceea cartea Iosua nu este doar o simplă intrare a unui popor într-o țară fizică promisă, ci vorba despre strategii ale luptei spirituale, de cucerire a teritoriilor spirituale. Și regula este următoarea: orice loc pe care îl calcă talpa piciorului tău, îl primești. Ce înseamnă asta? Dacă începi să te rogi și să înaintezi, o să observi că în jurul tău începe să se desfacă lucrurile. Dacă nu mai rămâi și vin problemele și tu tot nemulțumi și tu tot sperând că Dumnezeu va face una și va face alta, dar tu nu intri în acea bătălie și tu nu pășești înainte, să știi că nu cucerești teritoriul respectiv. Când Dumnezeu ți-a dat familia, și vorbesc vouă taților, când Dumnezeu ți-a dat familia și te-a făcut soț și apoi te-a făcut tată acolo, dacă tu aștepți ca nevasta ta tot timpul ea să se roage, când copilul e bolnav, ea să rezolve problemele și uiți că ai autoritate în lumea spirituală peste copiii tăi și peste familia ta. Că în momentul în care te rogi, lucrurile se întâmplă pentru că ai primit autoritate. Și s-ar putea să-ți fie frică să-ți exersezi autoritatea, exerciți această autoritate, pentru că nu știi ce se întâmplă și mai ales dacă te-ai rugat și nu s-o întâmpla nimic, zici: n-ar o să mă rog, că știu că oricum nu se întâmplă nimic. Dar nu se întâmplă nimic pentru că ne-ai avut curaj să pășești. Dar ea pășește mai departe, ea mai fă încă un pas, să vezi cum încet, încet, teritoriul respectiv devine cucerit de tine și ți se recunoaște autoritatea pe teritoriul respectiv. Dacă nu te rogi și nu spui mâna peste copiii tăi și peste soția ta, ce autoritate să ți se recunoască? De cine? Cărând duhurile. Citește la pocăiți, e frică să roage, zice. Pe aia zice, e bolnav copii, năcăjită nevastă sa și el tace din gură și fuge. Se ascunde în cameră și dă drumul la televizor. S-a transformat în obiect de mobil în casă, marele lider. Și în momentul acela, nu numai că n-ai cucerit,
Dar în momentul acela ai rămas încă în partea cealaltă a Iordanului. Și Iisus se uită la omul acesta, la care îi tremurau picioarele. Zice, Iosan, orice loc pe care va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau. Vi-l dau. Dar du-te și pășește. Începe să te rogi. Începe să postești. Începe să ceri de la Dumnezeu mai mult. Începe să nu mai fii mulțumit cu puținul pe care l-ai în lumea spirituală. Începe să ceri de la Dumnezeu mai mult. Simți că n-ai daruri? Cere darul de la Dumnezeu. Vrei mai mult? Cere de la Dumnezeu. Cere. Îți lipsește înțelepciune? Cere. Și Dumnezeu, care dă cu mână largă, îți va da, spune Scriptura. Cere, ai curaj și să știi că acest termen, acest verset, definește lucrurile în lumea spirituală. Tot ce calci cu talpa piciorului, primești. Dacă rămâi de partea dreaptă a Iordanului, țara care stă în față și așa de faină, promisă de Dumnezeu ție, promisă. Unii n-au intrat în promisiuni, dragii mei, și n-au primit ceea ce Dumnezeu le-a promis din cauza faptului că nu au avut curaj să pășească. Și unii se gândesc, Doamne, de atât de greu, atât de complicat, am auzit că dacă postești și postești cineva săptămâna asta, au intrat noi din biserica noastră, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cei care nu sunteți din biserica noastră, și ați intrat în post cu noi și nu era din biserica noastră și a intrat în post cu noi. Și am dat un mesaj, a zis, zice, nu știu ce s-a întâmplat cu postul ăsta, zice, nu știu, am mai postit de multe ori în viață, dar zice, ce s-a întâmplat cu postul ăsta, zice, nene, de ce s-a întâmplat? Păi zice, le pun de mâncare la copii și zice, îmi vine să mănânc farfuria, zice, e o foame în mine, de vine să muști din farfurie, zice, nu din farfurie. Și știu că trebuie să mă duc mai departe, zice, nu știu ce se întâmplă. Și e complicat, am spus de nenumărate ori în biserică, aduc aminte primul post de 40 de zile, în prima săptămână am crezut că mor. Pentru că în momentul când treci de partea cealaltă a Iordanului și începi să pășești teritoriu după teritoriu, prima dată vin uriașii și te întreabă, ce cauți aici? Te-ai bucat de post? Nu stai să vezi, sunt porțelan, îți vine să mănânci. Te-ai bucat de post? Stai să vezi, greutăți, mi-aduc aminte, primul post, a fost post de 21 de zile, după ce ne-am mutat în sala mare și am simțit că ne fug lucrurile de sub picioare și am zis, ok, intrăm în post și am dat un post cu biserica și în prima zi a postului, dintre cei care sunt în mijlocul nostru, o familie tânără, el era pe bicicletă și era pe bicicletă, se ducea la job și s-a întâmplat ceva, s-a dat lucrurile peste cap și a intrat ghidonul în el. Ai, dus la UPU, intervenție de urgență. Și dragii mei, în momentul ăla au venit, știi, vrăjmașul și au zis, nu, Adi, v-ați băgat pe posturi. N-ai aflat tu că dacă te bași cu biserica pe post, se întâmplă treburi de astea? Și eram, am știut că am intrat pe un teritoriu nou, dar n-am știut că vin uriașii să-ți mai dea câte una după cap. Și în timp ce eram și azi, Doamne, mă, trebuie să mergem înainte, nu mă las influențat de uriaș, mergem înainte, și m-a așteptat să vedem ce se întâmplă cu omul nostru când iese din, și a ieșit din spital și a venit și a avut mărturie. Știți care a fost mărturia lui? Să vii să fie Domnul că a fost în post. Nu, acum eram curios, ce? Zice, Adi, de nu eram în post, era vai de mine. Dar ce s-a întâmplat? Păi zice, a intrat ghidonul, m-a străpuns, m-a dus la UPU. Și zice, era gravă situația, dar cumva încercau să amâne până când se golește nu știu ce din stomac. Și când ne-a spus că n-am mâncat nimic, o zis, perfect, deci acum te băgăm în operație. Și l-au băgat în secunda a doua în operație și zice, îs foarte bine pentru că nu mâncase și cumva toate lucrurile au pregătit. Zice, ce bine că a fost în post. Și am zis, aha, ok, ce important este să ai perspectiva corectă. Când ai trecut dincolo și ai început să pășești pe teritorii și când mai primești câte una alta, adu-ți aminte că Dumnezeu te-a trimis să cucerești țara nouă, să cucerești Canaanul, că nu ai voie să te oprești, să zici, oh, iar m-a lovit, iar mi s-a întâmplat, eu nu cred că n-ar o să mai rog, n-ar o să mai postez, dar o să mai citesc, uite câte mi se pot întâmpla. Stai să vezi ce se întâmplă după ce începe să-ți recunoască autoritatea spirituală pe teritoriu.
Iosua, cât vei păși, cât vei călca, vei primi. Ținutul vostru se va întinde și trebuie să-i vorbească de o parte și de cealaltă. Și apoi Dumnezeu se uită la el și zice, Iosua, întărește-te și îmbărbătează-te. Și spune din nou, întărește-te și îmbărbătează-te, Iosua. Îs teritorii noi, îs lupte grele, e complex ceea ce se întâmplă. Dar nu te lăsa, Iosua, întărește-te și îmbărbătează-te. Ce mare lucru să-ți vadă Dumnezeu tremurul picioarelor și să spună, nu te lăsa. Impresionat de ce auzi, de veștile care vin, de lucrurile care se aud, de ceea ce spun unii și spun alții. Nu te lăsa impresionat de lucrurile pe care diavolul se le pune în mintea ta. Nu te lăsa impresionat de nimic. Întărește-te și îmbărbătează-te. Du-te înainte, du-te înainte. Eu sunt cu tine. Și apoi îi dă manualul și spune, Iosua, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale. Și atunci vei lucra cu înțelepciune. Cartea legii să nu o depărtezi de gura ta, Iosua. Intri în teritorii noi, începi să pășești pe zone pe care nu le-ai cunoscut și nu știi ce se întâmplă acolo. Iosua, cartea legii să nu se depărteze de gura ta. Cartea legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă, cugetă asupra ei zi și noapte, zi și noapte. Aș vrea să te întreb în această dimineață. Care sunt ultimele lucruri pe care le faci înainte să te culci? Care sunt primele lucruri pe care le faci după ce te trezești? Mă, nu o să vă dau exemple altora, o să vă dau exemplu meu. Că reușește diavolul, pentru că îi șiret. Și pe unii îi prinde cu lucruri rele, dar trebuie te pocăiești și zici ok. Dar pe alții îi prinde cu lucruri, care nu le poți defini că-s rele. Și mă duc aminte lucrurile la care, pe care mă uitam înainte să mă culc și lucrurile cu care mă trezeam și la care mă uitam și nu erau lucruri rele, dar era ceva ce îmi plăcea mie, ce îmi producea mie plăcere. Până când am înțeles că trebuie să se schimbe lucrurile în viața mea. Și ceea ce a trebuit să fac și mi-a cerut Dumnezeu să fac, e să-i dau lui acele mici plăceri care păreau total nevinovate și sunt total nevinovate. Acum nu vorbesc celor la care se uită la pornografie și la prostii pe telefon. Vorbesc celor la care sunt ok, dar se uită că vor să știe ce se mai întâmplă, vor să mai vadă o chestie, vor să... Cumva te zici, bă, de ce mare lucru, cu ce greșesc aici? Și Dumnezeu zice, știi, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte. Zi și noapte. Zi și noapte. Și în momentul când te pregătești să te culci, care sunt ultimele lucruri pe care le faci? Și când te trezi dimineața, care sunt primele lucruri? Unde te duci prima dată? Înspre ce te îndrepți? Care sunt primele lucruri pe care le faci? Dumnezeu se uită înspre omul lui și zice, vei fi un biruitor, Iosua, dar cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Să nu se depărteze de gura ta, să nu se depărteze de mintea ta. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face, în tot ce vei face. Dar fă, Iosua, fă ce trebuie să faci. Biserica lui Iisus Hristos, dragii mei, intră în teritorii necunoscute. Și în momentul când pășești pe aceste teritorii, începi să înțelegi că Dumnezeu și-a dus în existență biserica să fie deep and wide, să fie în profunzime, adânc și să fie în expansiune. Că Dumnezeu nu și-a dus biserica să fie numai un loc, un clubuleț, în care să strâng câțiva și citesc un text și zic o rugăciune și mai fac una așa altă și să duc acasă și trăiesc viața ca duminica viitoare să se reîntâmple exact aceleași lucruri. Și Biserica lui Iisus Hristos a fost adusă în existență ca să cucerească acest pământ. Și Hristos s-a uitat la ei și a spus, faceți ucenici din toate neamurile, din toate neamurile, din toate
neamurile, botezându-i și învățându-i și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Nu-i treaba asociațiilor, dragii mei, nu treaba asociațiilor de misiune să facă asta. Trebuie să ridice asociații de misiune că nu au avut ce face dacă biserica s-a oprit din a se duce până la marginile pământului. E treaba noastră a bisericii lui Iisus Hristos. În urmă cu 2 ani de zile eram la Alpha Leadership Conference, o conferință cu 5.000 de oameni lideri din zona Alpha de peste întregul glob pământesc. Și în fața noastră, dragii mei, au adus o soră. Am tot întrebat pe cei care am fost acolo, am întrebat ce vârstă a fost. Acum, fiecare după părere, unii au zis că au fost 80 de ani, alții au zis că 70, încă nu s-a stabilit. Dar sora noastră era în vârstă. Și ni s-a spus că e din Coreea de Nord. Nu este deocamdată zonă a acestui pământ mai draconică decât Coreea de Nord. Creștinismul este interzis total acolo, ceea ce se întâmplă în Coreea de Nord dintr-un alt film. Și a dus-o în fața noastră și ne-a spus că ei e lideră de biserică. Ne-a zis, nu. Femeia lideră de biserică. Interesant, că în Coreea n-au probleme să fie lideră de biserică femeile. Numai că după a început să ne spună cum a ajuns lideră de biserică și în ce biserică a ajuns lideră. A ajuns în închisoare. Și în închisoare, dragii mei, au plantat o biserică. Numai că acolo în închisoare, sistemul draconic din afara închisorii e la fel ca și în închisoare și invers. Și s-a dus acolo în închisoare, dragii mei, și a început să predice pe Iisus, dar nu putea să predice în celule. Și singurul loc în care putea să predice era în baie, în toaletă. Și în consecință, când se ducea la toaletă, se ducea cu o altă prizonieră de acolo și spunea despre Iisus. Și dragii mei, una după alta, femei de acolo au început să afle despre Iisus. Și a trebuit să le boteze și le-au botezat acolo în baie. În baia închisorii. Și în închisoarea aceea nord-coreană, în țara aceea în care e întuneric, dragii mei, de să-l tai cu cuțitul, în țara aceea în care e foamete și spirituală și materială, în țara aceea, Biserica lui Iisus Hristos merge deep and wide. Biserica lui Iisus Hristos merge în adânc și extinsă. Dacă acolo în Coreea, într-o pușcărie infamă de femei, Hristos și-a ridicat oameni care să-i predice numele. Hristos și-a ridicat oameni care să facă botezuri acolo. Și Hristos și-a ridicat oameni pentru împărăția Lui. Ce motive avem să tăcem din gură? Ce motive avem să ne fie frică de teritoriile noi? Ce motive avem să ne fie frică de ce urmează, spune tradiția, când Mamertin? Și știți ce a fost Mamertin? Mamertin a fost închisoarea din care l-a scos pe Pavel ca să-l execute, din care Petru este executat, infama aceea închisoare de lângă Coloseumul Roman. Acolo Mamertin este un pârâu și dacă mergi acolo, pârâul e acolo, e apă. Și apa aia e lăsată acolo ca să-i nenorocească pe cei care sunt închiși acolo. Și spune tradiția bisericii că acolo Petru închis în Mamertin a predicat Evanghelia lui Iisus Hristos. Și două dintre gărzile lui s-au întâlnit cu Iisus Hristos și a botezat acolo în apa aceea a Mamertinului. Pentru că Evanghelia lui Iisus Hristos nu are limite. Merge atât de adânc și atât de extins cât ești dispus să mergi cu Dumnezeu. Iosua, întărește-te și îmbărbătează-te. Tot ce calci cu talpa piciorului îți dau. Și Coreea, și Coreea. Și Mamertinul, și Mamertinul. Cât calci cu talpa piciorului îți dau. Aș vrea să vă vii să ne ridicăm în picioare.
În această dimineață, probabil că ai crezut că vii la biserică. Dar vreau să spun că Iisus se uită la tine și spune: tu ești biserica. Și în sezonul acesta te chem să mergi adânc și extins. Te chem să privești înainte și să calci teritoriu după teritoriu, spațiu după spațiu, pentru ca împărăția mea să se extindă, pentru ca numele lui Iisus Hristos să fie înălțat. Vreau să plecăm capul așa cum stăm. Urmează să stăm la cina Domnului. Dar înainte să te apropii de trupul Lui și sângele Lui, te invit ca și biserica lui Iisus Hristos să te alipești de El. Să spui: Doamne, sunt gata să mă duc extins și adânc. Sunt gata să pășesc oriunde mergi Tu. Mă așez la dispoziția Ta. Și dacă în momentele acestea Duhul Sfânt al Dumnezeu îți spune care sunt lucruri la care trebuie să renunți ca să poți face asta, dă-i Domnului Iisus acele lucruri înainte să te atingi de El. Dă-i-le Lui. Dă-i acele plăceri care te blochează. Dă-i acele păcate care te-au blocat. Dă-i-le. Doamne, ți le dau, pentru că vreau să pășesc cu Tine înainte. Și numele Lui să fie binecuvântat în vecii vecilor.